Cortes. Doamne ajută, se fac bani din ăia grei fără muncă. Nu contează că sunt lei sau valută. Chiar duim cât avem că viața e scurtă. Uite de aia zic mereu, Doamne ajută, se fac bani din ăia grei fără muncă. Nu contează că sunt lei sau valută. Chiar duim cât avem că viața e scurtă. Uite de aia zic mereu, Doamne ajută. Diseară mergem la terasă, că vine meciul care ne scoate din casă. Și deși nimeni nu-l suportă pe pițurcă, joacă România, așa că Doamne ajută. Că poate mi iese și biletul, să pot și eu să-mi renovez apartamentul. E mare cota, mai mult 100, așa că ținem pumnii și zi, Doamne ajută. Că am întâlnit tot timpul bine, poate o combin să iasă la cafea cu mine. O sun acum și sper să îmi răspundă, am planuri mari cu ea, deci Doamne ajută. Și când nu merge cum vrei, gândește-te că până la urmă va fi ok. Și poate câteodată singur nu ți-e ușor, dar nu uita că ai cui să ceri ajutor. Doamne ajută, să fac bani din ăia grei fără muncă. Nu contează că sunt lei sau valută, chiar duim cât avem că viața e scurtă. Uite de aia zic mereu, Doamne ajută, să fac bani din ăia grei fără muncă. Nu contează că sunt lei sau valută, chiar duim cât avem că viața e scurtă. N-am învățat mai nimic, dar poate. Ultima speranță nu e încă pierdută. Dacă pic direct pe subiect, Doamne ajută. Ai mei ziceau să-mi văd de școală, să mă angajez într-o multinațională, să am salariu mare, banii să-mi ajungă. Am interviu mâine, așa că spun, Doamne ajută. Și peste ani dacă o să meargă, poate îmi deschid afacere la scară largă. Din ce câștig să dau 50%, că statul nu mă iartă, așa că zic, Doamne ajută. Și când nu merge cum vrei, gândește-te că până la urmă va fi o.